Labirintul Minotaurului. Roxy, știu că ai avut senzația că în această capcană a morții o să găsești ceva important, dar... Au! Am senzația că tu o să-ți rup gâtul înainte să găsești ceva. Sunt cel mai bun detector din multivers, Gomez. Și asta nu e doar o senzație. Și am găsit ceea ce căutam. Orice ar fi. E un medalion hologramă. E destul de vechi. Și miroase ca niște ouă clocite. Cum funcționează? Trebuie să apeși butonul ăsta. Wow! Alfred Heather? Deci, Harry, ce crezi că o să pună la cale Matt pentru petrecerea aniversară? N-am idee, Meg, dar sper să termine cât mai curând posibil. Hei, Matt! Mor de foame! Când o să mâncăm? Gătesc chiar acum, tată! Nu intrați în bucătărie! Marlon, poți să-mi dai unul din ouăle alea? Mersi, Marlon! Hei, Rox! Care-i treaba? Matt, vină repede în tărâmul ruinelor! Cred că știm unde este Alfred. Bunicul? Termină de făcut tortul, Marlon. Eu trebuie să-l găsesc pe bunicul. Dacă bunicul este în tărâmul ruinelor, acolo o să mă duc și eu. E un nou record! Spuneați că știți unde este bunicul! Arătați-mi! Nu o să-ți vină să crezi, Matt! Ce e asta? Privește! Iau! Scuze, Matt! Am uitat să te avertizez! Bunicule! Unde ești? Dar de ce nu-l putem auzi? Am tot încercat să repar sunetul, dar acest tip de comunicații sunt destul de... delicate... Bunicule, unde ești, bunicule? O să mă găsiți pe tărâmul ruinelor. Bunicule! O să mă găsiți pe tărâmul ruinelor. L-am pierdut. Dar este minunat. Avem un indiciu solid care ne poate duce la bunicul. El a zis că este pe tărâmul ruinelor. Dar unde? Este o regiune mare, cu o grămadă de ruine. Singurul loc unde se găsesc astfel de rogi care miros ca niște ouă clocite este groapa cu sulfa discordiei. E cel mai periculos loc din regiunea aia, desigur. Sunt în stare să merg oriunde ca să-l aduc pe bunicul înapoi. Vor să le libereze pe bătrânul Alfred, șefule. Imaginează-ți cum o să fie locul ăsta cu doi heteri în libertate. Asta nu o să se întâmple niciodată. Transformând spațiul și materia, voi construi o capcană care îl va opri pe Heather. Bun, trebuie să coborâm. Stați o secundă, mi-e sete și apa de la nivelurile inferioare e groaznică. Și miroase și urât.
Ce drăguțe sunt stelele noaptea asta! Dar este miezul zilei! Eroare! Te noroc, chiar pune ceva la cale! Săriți pe scuter! Țineți-vă bine! Trebuie să scăpăm de chestia asta! E prea puternică! Aveți grijă! Trec pe Multivision! Suntem înăuntru tornadei! Încetinește! Acest vârtej o să ne ducă până sus! Bulgari de zăpadă? Și sunt vii? Țineți-vă bine! Bine, păcat de aterizare. Mi-am adus aminte de Alea Tornadelor, un film vechi pe care l-am văzut și în care se spunea că în ochiul furtunii vântul nu suflă. Capul mi se învârte așa de rău, parcă aș avea creierul terci. Scuterul e distrus. Va trebui să continuăm călătoria pe jos. Hai să încerc din nou medalionul. Tot nu merge. Nu pot să vorbesc cu bunicul. Păi, dacă de noroc încearcă să ne oprească, înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Hai să mergem! Tot ce ai reușit a fost să-i faci să se grăbească, stăpâne? Ce ai spus? Am spus, e un dezastru, stăpâne! Și acum, ce o să faci, a? Plozii au scăpat din capcană, dar eu pot invoca un monstru din capcanele căruia nu se poate scăpa. Ridică-te, Minotaurule, și zdrobește-mi inamicii. Inamici foarte isteți dacă ai nevoie de serviciile mele. A apărut un nou erou hatter în multivers. Un puști. El vrea să le libereze pe Alfred Hatter. Singura înfrângere pe care am suferit-o a fost în fața unui hatter. Îți poruncesc să-l oprești pentru totdeauna. O să-l bag pe puști într-un coșmar din care nu o să se mai întoarcă niciodată. Bine. Vă dați seama ce bine o să fie când îl vom avea pe bunicul alături? O să prindem monștrii așa de repede că toți vom avea nevoie de distrugătoare de celule. Nu-i așa, Gomez? Gomez? Ce-ai pățit, Gomez? Ciuperci! Chestiile alea îmi dau fiori! Cui e frică de niște ciuperci? Nu trebuie să râzi ca o capră! Am spus! N-am fost eu! Am fost eu! Și sunt mult mai fricoșător decât o ciupercă! Atenție, Gomez! Întrebam eu cât timp o să ia lui Tenoroc până va trimite un monstru să ne oprească. O să vă opresc eu imediat, pentru totdeauna. L-am văzut pe tipul ăsta în răzbunarea Minotaurului. Are un cap de taur, se înfurie ușor și e de neoprit când atacă. Atenție! Aici! De data asta o să te distrug. Liftul de lavă! Acum! Gomez, acum! O să strigați după îndurare puștilor înainte să termin cu voi! Ah!
poate suporta atâta greutate? O să ne prăbușim! Spune să ne prăbușim, o să ne facă el bucățele! E timpul să luăm taurul de coarne! Wow! Roxy! Dă mâna! Wow! Mamă, ăsta nu renunță! Și nici el! Da. Mersi, Roxy! De data asta n-o să ratez! Asta nu o să-l întârzie prea mult. Hai să plecăm de aici. Cum rămâne cu minotaurul? Lasă-l baltă! E mai important să-l găsim pe bunicul. Stai puțin, Matt. Tu ești răul Hatter. Salvarea multiversului e mai importantă. Nu și de data asta, Rox. Acum prioritatea numărul 1 este bunicul. Bine, Matt. Urmați-mă! Aproape am ajuns la groapa de Sulf. E de partea cealaltă a vechiului amfiteatru. Minunat! Sunt sigur că acolo nu-i nimic înfricoșător. Ți-a durat așa de mult. La o parte, minotaurule, nu vrem să te oprim. Dar eu sunt aici să vă opresc, Hatter. Ce se întâmplă? Ce e asta? Nu știu. Suntem blocați. Bine ați venit în labirintul minotaurului. E timpul să vă înfruntați fricile. E rândul meu să mă joc. Și nu există nicio ieșire. Mai vedem noi. Trec pe Multivision. Modul zoom. Oh, o fundătură! Zidurile astea sunt făcute dintr-o energie foarte ciudată! De ce să ne tot chinuim să găsim o ieșire când putem să sărim peste? Roxy, nu! Te-am prins! Ești bine, Gomez? Da, mulțumesc! Ce s-a întâmplat? Zidurile te-au electrocutat! Nu putem scăpa așa! Și atunci cum vom scăpa? Nimeni n-a scăpat vreodată? Noi o să scăpăm, ne despărțim și vom găsi o ieșire. Dacă o să țip, o să am probleme. Trebuie să existe o ieșire. Și uite acolo! Ce? Oh, nu pot scăpa așa de ușor, micuță detectoare! Ăsta e jocul meu și vei juca după regulile mele. Și eu trișez. Să știi că nu mă sperii. Oh, nu! Respirația mea îți va dezvălui cele mai mari frici. Apoi mă voi bucura de țipetele tale. Ce ai făcut? O să vezi. Arată-mi fricile tale. Matt? Matt! Deci asta e cea mai mare frică a ta. Ca ultimul erou Hatter, micuțul eliberator va fi înfrânt de marele lord al întunericului Tenoroc. Nu! Nu te-a bătut, Matt! Nu-l pot salva. Frica ta e întemeiată. Puștiul Hatter se va prăbuși și multiversul îl va urma. Să distrug speranțe e chiar mai plăcut decât să distrug oase. Dar îmi place să le fac pe amândouă. Labirinturi, labirinturi. Dacă aș avea o bucată lungă de sfoară sau un compas sau niște pâine sau poate o respirație înfricoșătoare să-ți arate cele mai întunecate coșmaruri. Ce este asta? Pute! Care este frica ta, micuțule pasnic?
Șerpi nisipului, bestiile nopții, vampirii! Matt, Roxy, v-am găsit, credeam că sunteți... Asta e! Dintre toate fricile din sufletul tău, cea mai mare frică e ciuperca uriașă, penibil. Gomez, ești bine? Bunicule, bunicule, mă poți auzi? Avem nevoie de ajutor. Rândul tău, Hatar. Lasă-mă să schicesc cea mai mare frică. Nimic din ce faci n-o să mă sperie. Mai vedem. Bunicule? Bunicule! Mi-e dor de tine, bunicule? Bunicule! Bunicule, nu pleca! Așa cum credeam, asta e frica ta cea mai mare, că nu o să-ți găsești niciodată bunicul. Păi ai dreptate, nu o să-l găsești. Nu! Nu e adevărat! Te las să trăiești cu speranțe de șarte, Hatar! Bunicule! De ce fugi de mine? Bunicule! O să mă găsești pe tărâmul ruinelor! Dacă nu reușesc să-l opresc pe Tenoroc, trebuie să o faci tu! O să mă găsești pe tărâmul ruinelor! Nu este în direct! Este un mesaj vechi înregistrat! Bunicul nu este acum pe tărâmul ruinelor! Singura cale de a le elibera pe bunicul e vechea metodă! Să-i prind pe toți tipirăi! Și știu cine e tipul cu care o să încep! Nu renunța! Nu renunța! Nu renunța! Roxy! Roxy! Ieși din starea asta! Matt? Ești bine? Nu te-ai dat bătut? Glumești cumva? Un Hatar nu se dă niciodată bătut! Haide! Trebuie să-l găsim pe Gomez! Avem un monstru de prins! Frumoasele mititele ciupercuțe! Cu ale voastre pălărioare drăguțe! N-o să-mi faceți niciun rău! Liniștește-te, Gomez! Aproape s-a terminat! De fapt, rămâi exact unde ești! Matt, știu exact la ce te gândești. Ești cu mine, Rox? Lasă-mă să ghicesc. Eu sunt Momela. Te-ai prins! Hei, cap de taur! Vino și prinde-mă! Deci, micuță detectoare, te invins fricile, nu-i așa? Așa e, Minotaurule. Și acum o să te înving și pe tine. Mă căutai cumva, taurule? Ochii mei, nu pot să văd! Acum, Roxy! Ce se întâmplă? Ce mi-ați făcut? Zidurile electrocutează, ai uitat? Se transformă în hologramă! Prinde-l, man! O să te prind, Hatar! L-am rezolvat! Să știi că nu s-a terminat, Hatar! Bună treabă, Matt! Te-ai purtat ca un erou Hatar, Matt! Dacă un Hatar și o hologramă Hatar fac așa fapte, imaginează-ți ce se va întâmpla dacă puștiul îl va elibera pe adevăratul Alfred! Asta, Cro! Nu se va întâmpla niciodată! Ce s-a întâmplat? L-ai găsit pe Alfred? Nu! El n-a fost niciodată aici, Gomez, dar m-am simțit mai apropiat de bunicul ca niciodată. Poate că a lăsat alte indicii. Dacă le-a lăsat, le găsesc eu. Îți promit, Matt. Am încredere în tine, Roxy. Matt, e timpul să te întorci.
Trebuie să plec. Mulțumesc pentru tot, băieți. Pa, Matt! Ne vedem curând! Îmi pare rău pentru cum arată. Se pare că nu sunt cel mai mare bucătar. Este drăguț, Matt. Iar oul este foarte original. Haideți, puneți-vă dorința. Sper ca toate visurile noastre să devină realitate. Păi, poate nu chiar toate visele.